Până la ora 7:30, 0,94% dintre românii cu drept de vot și-au exprimat opțiunea în cadrul alegerilor locale, conform primei estimări a prezenței la vot făcută de Biroul Electoral Central. Conform statisticilor oficiale, pentru alegerile de astăzi și-au depus candidatura 267.242 de persoane, dintre care doar 57.149 sunt femei. În total, în România există 44.842 de mandate de aleși locali. La nivelul întregii țări sunt 1.381 de mandate de consilier județean și 55 de consilier general al capitalei, 40.220 de mandate de consilier local, dintre care 139 sunt în consiliile locale de sector din capitală și 3.186 mandate de primar. Peste 18 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt așteptați la urne pentru alegerea autorităților administrației publice locale.